porturile de la Marea Neagră închise din cauza vremii. Manevrele navelor din porturile constanțene au fost suspendate și luni după ce a fost sistată orice operațiune încă de duminică seara din cauza vântului puternic, care suflă la rafală cu viteze ce pot depăși 70 de km pe oră. Tot din această cauză a fost restricționată și deplasarea convoaielor de baraje pe canalul Dunăre-Marea Neagră, prin ecluza de la Gigea către portul Constanța Sud Fluvial. În această situație, pentru siguranță, navele aflate în rada exterioară trebuie să stea cu motoarele pornite, evitând astfel intrarea în derivă. Totodată, vasele aflate la cheu trebuie să-și întărească legăturile cu țărmul, să asigure om de veghe și trebuie să stea în permanență cu semnalele luminoase și sonore în funcțiune.